Bun găsit tuturor la rubrica Oracolul Săptămânii, o rubrică care a demarat acum câteva săptămâni în urmă, la încurajarea celor care mi urmăresc activitatea, deci rubrica asta e datorită vouă. Și nu am putut să fac filmarea legată de oracolul acestei săptămâni în această dimineață, pentru că acum mă aflu în România cu multă treabă, cu multe proiecte în desfășurare despre care veți afla și voi la timpul potrivit. Cei care sunteți pe Telegram știți ce am făcut, am postat pe Telegram, vă povestesc ce fac și în viața privată și știți cu cine m-am întâlnit astăzi și nu am avut timp să filmez dimineață. Acum am ajuns la hotel, este ora aproape 11 noaptea în România și nu vreau să vă privez de informațiile oracolului săptămânii pentru săptămâna aceasta 27 februarie, 4 martie. Cei care aveți agenda anului 2023, vă spun de fiecare dată, puteți să o folosiți ca oracol, puneți mâna pe stângă pe coperta agendei, vă gândiți la întrebarea care vă frământă sau la situația prin care treceți și vreți, nu știu, călăuzire, sfat, sugestie, deschideți aleatoriu agenda și ziua, data și explicațiile legate de ce să faci și ce să nu faci în acea dată reprezintă soluția la problema voastră. Am extins această rubrică Oracol pentru toată lumea, astfel încât în ziua de luni a fiecărei săptămâni ridic întrebarea ce mesaj are oracolul pentru cei care priviți această filmare, pentru cei care urmăriți canalul meu de YouTube și în fiecare săptămână primim un răspuns. Nici eu nu știu care este răspunsul, îl aflu acum. Așadar, care este mesajul oracolului pentru săptămâna 27 februarie, 4 martie, pentru cei care urmăresc această filmare și pentru cei care urmăresc canalul meu de YouTube în general? Deci, mă gândesc la întrebare și deschid agenda. Și mesajul acestei săptămâni pentru toți cei care urmăriți rubrica este, are cuvântul de susținere, este cuvântul cadou. Asta înseamnă că ar fi bine să ne onorăm, tot este săptămâna în care se produce ziua, are loc ziua de 1 martie, pe mărțișorul și indiferent unde ne aflăm pe planeta Pământ, e bine să ne onorăm cu un cadou. Fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, în această săptămână, sugestia oracolului este să ne valorificăm, să ne recunoaștem potențialul, oferindu-ne un cadou. Poate fi un cadou material sau poate fi un cadou spiritual. Această săptămână, din punctul de vedere al oracolului, este o săptămână potrivită pentru curățenie, detoxifiere. Suntem încurajați să ne focusăm pe prieteni și să ne axăm pe relația cu aceștia. Vom avea energie, vom beneficia de multă comunicare și vom avea noroc la cumpărături. Iar avertismentele acestei săptămâni sunt următoare. Următoarele. Puterea de concentrare va fi mai diminuată, vom fi volatili emoțional, vom valsa dintr-o emoție într-alta. Putem da dovadă de superficialitate în anumite acțiuni. Trebuie să avem grijă la mici accidente domestice și pot apărea defecțiuni care țin de apă, electricitate sau aparatură domestică. Deci, acestea sunt informațiile pentru această săptămână
să vă fie de folos această mică filmare și săptămâna aceasta v-am pregătit o filmare specială despre Saturn, cel care intră în Pești pe data de 7 martie. E o filmare care ține vreo oră, vorbesc mult în ea și vă povestesc pe larg despre ce o să ne aducă Saturn în următorii ani până în 2026. Și nu uitați, vreau să vă reamintesc că pe bilete.ro sau scriindu-ne pe adresa contact@alexandracoman.ro puteți achiziționa horoscopul ultra detaliat al lunii martie. Și vă interesează foarte mult acest horoscop, pentru că în filmarea horoscopului povestesc despre modul în care vă afectează sau ne influențează pe toți intrarea lui Saturn în Pești și intrarea lui Pluton în semnul vărsătorului în această lună martie, care ne bate la ușă. Deci nu ratați horoscopul ultra detaliat al lunii de pe bilete.ro pentru că aflați detalii foarte, foarte importante pentru semnul tău zodiacal, ascendent sau lună natală. Deci este personalizată influența lui Saturn în Pești pe zodia ta, ce domeniu de viață îți aspectează, ce ți aduce, care e povestea următorilor 2 ani și a lui Pluton în vărsător. Deci, pe bilete.ro, horoscopul ultra detaliat al lunii și oracolul acestei săptămâni să vă fie de folos, să vă ajute să reușiți în toate proiectele voastre. Haideți să avem o săptămână fabuloasă cu toții!